Bună ziua tuturor! Eu sunt Elena Popa, sunt profesor de pian la Liceul de Artă Ion Bidu din Timișoara și mi-am propus să fac o serie de videouri, de mici tutoriale pentru micii pianiști și pentru părinți pentru a-i ajuta în munca lor la pian acasă. Primul lucru despre care vreau să vorbesc astăzi este poziția corectă la instrument. În perioada pandemiei, pe care încă o traversăm și în timpul orelor online, am avut ocazia să văd cum stau copiii acasă la instrumentele lor. Și am fost ușor șocată și mi-am dat seama atunci că eu, de fapt, nu mi-a pus niciodată problema de cum stau copiii acasă când lucrează la pian. Mă gândeam doar la ce facem noi la ore și corectam, bineînțeles, poziție și tot ce trebuie în timpul orelor când ne vedeam fizic. Problema este că la 3/4 din copii cu care am lucrat online erau probleme de poziționare și de cum era instrumentul așezat. De exemplu, erau copii care aveau o orgă și o puneau pur și simplu pe birou și stăteau pe un scaun de birou. Ceea ce este total, total nepotrivit pentru un cântat corect la pian. Indiferent pe ce instrument ar fi, chiar dacă este o orgă de jucărie sau un pian cu coadă, nu știu, de cea mai bună calitate și foarte scump. Deci contează mai puțin instrumentul, cât contează felul cum îl folosim. Astfel că primul lucru, când ne așezăm la pian, trebuie să avem poziția corpului, cumva să-mi ajungă brațele deasupra clapelor. Da? Deci nu, să nu stea copilul agățat de pian sau să nu stea foarte sus, exagerat de sus. În principal, e mai bine să fie mai sus decât prea jos. Așadar, dacă scaunele nu se potrivesc cu instrumentele pe care le aveți, improvizați, puneți perne, puneți cărți pe scaun suficiente cât să îi permită copilului să stea cu mâinile deasupra. În special la copiii mici, la începători, nu știu, 4, 6, 7 ani, 8 ani, dacă stau deasupra, mai sus un pic pe scaun, atunci mâna lor pică natural spre clapă. Ce trebuie noi să urmărim este ca să avem 3 puncte de sprijin. Una este în podea, unul este în scaun care trebuie să fie fix. Deci nu se folosesc la pian scaune rotative de birou sau taburete din acelea care se mișcă. Pur și simplu un scaun fix. Așa, ăsta este al doilea punct de sprijin și al treilea punct de sprijin este în clapă. În momentul în care mă duc în clapă, mâna mea trebuie să fie aliniată. Al doilea punct de reper, deci odată e înălțimea, apoi este distanța față de instrument. O regulă simplă, să zicem, e aceea în care ne întindem brațele și trebuie să ajungem până în capac cu ele, așa. Acum, ce trebuie urmărit la poziția mâinii, a brațului, este ca această încheietură, cotul, să fie la mijloc între corp și pian. Aici este marea problemă a copiilor, care de obicei stau ori așa, ori așa, ori cumva strâns, cu coatele în spate. Sau se bagă foarte mult în pian ca să citească în partitură sau se implică foarte mult concentrat și așa, și atunci uită și se bagă cu nasul în pian. Aia trebuie evitat cu orice preț. Deci cotul trebuie să fie între umăr și corp și clape. Da? Eu spun că este ca un topogan pe care o biluță se dă și alunecă și se duce direct în pian. Aia înseamnă că și această încheietură, da? Panieul, cum îi spunem noi, trebuie să fie aliniat. Panieul este zona mobilă. De fapt, toate încheieturile sunt mobile, nimic nu trebuie să fie încordat sau rigid. Și panieul este cel care trebuie să respire și care trebuie să ajute la formarea sunetului mai frumos. Da? Să fie un sunet controlat și într-un anumit fel scos. De aici lucrăm aceste lucruri și plus legato. Dar până la ajunge la chestia asta, trebuie să avem bine așezată poziția la pian.
Deci, avem trei puncte de sprijin, podea sau o scaunel, ceva pus sub picioare pentru cei mici, că nu ajung la podea, dacă sunt prea ascunzi. Deci, sprijin la picioare, sprijin pe scaun fix și sprijin în clape, unde trebuie să avem cotul în față. Trebuie să vedem. Copilul trebuie să vadă brațul în fața lui, dar totul se desfășoară aici, în mijloc. Da. Și poziția de verificare, în care trebuie să ajungă să poată să întindă brațele la pian. Este foarte important ca părinții să observe lucrurile astea, pentru că cei mici nu își dau seama de multe ori, sau până se obișnuiesc ei să-și dea seama dacă sunt bine sau nu, trece un timp. Și atunci, acasă, cum profesorul nu este să îi corecteze, iar le iese de foarte mare ajutor dacă părinții se uită puțin să vadă cum stau, poate nu trebuie să stați în ei neapărat când studiază, dar să-i observați și să le atrageți atenția. Spatele trebuie să fie drept. Da? Contează foarte mult lucrul ăsta. Contează în primul rând pentru dezvoltarea lor fizică, musculară. Da? Ca și la școală, când stau în bancă și scriu, trebuie să stea drept. La fel trebuie să stea și la pian. Cu spatele drept, relaxați. Da? Să se simtă bine, să le placă când cântă și cu mâinile libere să se miște. Un alt exercițiu pe care îl mai fac cu ei este să ridice mâinile și cu această senzație să vină pe pian. Ca și când ar avea aripi foarte ușoare cu care poate să zboare. Da? Asta pentru a nu fi tensionați. Și atunci, în poziția asta, fie că cântă câte un sunet, important e să fie făcut bine de la început. Da? Degetele. Exerciții pentru degete, care trebuie să fie pe vârfuri. Da? Genul ăsta funcționează foarte bine pentru ca degetul și mâna să fie pe vârful, susținut. Cam atât pentru astăzi. Spor la studiu.